pași spre viață. Imaginează-ți. Descoperă, descoperă. Caută. Trăiește. 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 Fii liber. Pași spre viață. Bun găsit! Din studioul Radio Vocea Evangheliei vă spunem tuturor celor care sunteți pe frecvența noastră la această oră. Invitat în studio alături de mine este domnul Petre Costea. Bun venit! Mulțumesc foarte mult! Vorbim de omul care stă în spatele mai multor manifeste publice care au fost făcute de ani buni încoace, din 2005 mai exact, dacă mă gândesc bine, eu am primit o declarație de la Timișoara în ultimii ani în care am fost solicitată să uh, semnez și să îmi exprim uh, poziția mea vis-a-vis -vis de familie, de drepturile pe care le are o familie, de principiile de bază care susțin familia și anume căsătoria dintre un bărbat și o femeie, lucruri în care credem, dar pe care nu am găsit nici care cu cale să le exprimăm într-un mod coerent, așa cum ați făcut-o dumneavoastră. Sunteți în spatele acestei uh, mișcări, aș putea spune. De unde curajul acesta de a veni cu uh, lucruri foarte îndrăznețe pentru lumea în care trăim? De unde vine curajul acesta? Vine din faptul că sunt preocupat de uh, direcția în care Societatea românească și societatea europeană merge din perspectiva valorilor. Deci, uh, uneori uh, mai închizi ochiul la diferite manifestări, de la o vreme ajungi să-ți dai seama că ceea ce s-a întâmplat ieri sau ieri de fapt, devine un trend care continuă să afecteze ca un cancer societatea. Deci, uh, de la o vreme spui uh, a venit vremea să fac și eu ceva, să mă implic, să fac ceva tangibil pentru a Contracara aceste manifestări ori pentru a asigura că ca direcția societății să fie una pozitivă. Există o suspiciune vis-a-vis -vis de orice om care vrea să iasă politic și mai ales față de creștinii care se implică în politică. E un scepticism care provine poate din exemplele negative ale oamenilor care s-au implicat în politică și mai ales suspiciunea că cei care se implică politic o fac din interese și din rațiuni fie financiare, fie din dorința de a avea putere. Vă văd, eu știu, nici nu știu cum să, să pun întrebarea, dar mă gândesc foarte mult la motivația de a face acest gest. Este diferită de dorința de putere, de bani, de, de afirmare, de eu știu. Motivația mea este simplă, într-un singur cuvânt, e altruismul, adică mă interesează soarta semenilor mei și toată viața, mi-am trăit viața Pun în interesele semenilor înainte de interesele personale. Este un lucru care l-am învățat de la tatăl meu care a fost pastor vreme de aproape 60 de ani. Motivația uh, financiară, când ați menționat-o, într-un sens uh, îmi pune zâmbetul pe buze pentru că este este nonsense, este lipsită de sens. Meritați, Sunt curioasă, aveți destul? <laughs> <laughs> pentru că... Vreau, să, vreau ca dumneavoastră și publicul să înțeleagă. am înțeleagă, eu practic avocatura în Statele Unite, am practicat-o de 23 de ani am foarte, foarte mulți clienți. Salariul unui, unui europarlamentar este, nu compensează nici pe departe ceea ce eu voi pierde din punct de vedere financiar odată ce ajung în Parlamentul Europei. Mi se pare o informație deci, importantă pentru ascultătorii noștri. Deci, motivația financiară nu există de fel. Motivația de faimă nu există de fel. Uh, sunt în general cunoscut ca fiind o persoană privată, chiar puțin timidă, nu-mi place chiar să mă afirm la nivel personal, să spun ce am făcut, pe unde am fost, cu tare și cu tare, însă la un moment dat în viață simți că prea mulți oameni se plâng de modul în care se desfășoară lucrurile în societate și prea puțin se implică pentru mine, la vârsta care o am, cu experiențele de viață care le am, în spatele meu am decis că a venit vremea să investesc credibilitatea proprie, să investesc experiențele de viață și expertiza care o am pentru binele seminilor mei. Deci asta este singura motivație care m-a făcut să intru în această cursă. Oricine intră în politică susține că trebuie să facă anumite compromisuri pentru a intra în anumite parteneriate, pentru a obține, eu știu, voturi pentru anumite proiecte și, din această cauză, mulți susțin că locul creștinilor nu este în politică. Cum comentați acest lucru? Natural, faptul că eu intenționez să candidez la europarlamentare dovedește că eu cred că este foarte important ca oameni de bună credință creștini în mod special să se implice în politică și să încerce să ajungă până la cele mai înalte foruri din societate. Ca și creștini înțeleg că trebuie să fim sare, de asemenea înțeleg că avem obligația să ne implicăm în mersul lucrurilor din cetate, așa cum ne învață Scriptura și pentru mine este interesant, perspectiva aceasta m-a preocupat de zeci de ani. Cred că am o dată undeva listată în Biblia mea, mi se pare a fost cândva prin anul 84-85, când am simțit deja în, în mintea mea, în sufletul meu, că va veni o vreme când va trebui să mă implic și la nivel public. A fost uh, o situație specială? A fost o situație specială, eram uh, în Boston, în Massachusetts, și mă pregăteam pentru examenele de. Finale, în România le spunem pentru sesiune, și studiam diplomația la vremea aceea. Aveam niște profesori de renume mondial. Aveam profesori care întârziau la clase cu 10-15 minute pentru că erau la telefon cu Casa Albă, sau erau la telefon cu Departamentul de Stat, sau dădeau un interviu la New York Times, sau Le Monde, sau The Independent în Londra. Deci cu acești sub acești oameni am studiat eu vreme de mulți ani. Și în timpul examenelor finale ni s-a pus o întrebare: care este perspectiva fiecărui student din clasă privind societatea? Unul se identifica cu Karl Marx, alții cu Hegel, alții cu Kant, alții cu uh, uh, Kissinger și când mi-a venit mie rândul, i-am spus mă identific cu uh, Daniel 2.21, unde spune că Dumnezeu este acela care dirigează cursul istoriei. Și parcă am simțit din momentul acela că va veni un moment în viața mea când uh, mi se va cere să împlinesc vorba cu fapta și să îmi pun viața în slujba seminilor mei. Uh, nu vreau să vorbesc prea mult, să monopolizez timpul care îl avem, dar ceea ce aveți în fața dumneavoastră este o candidatură mai puțin tipic europeană și mai mult tipic americană. În Statele Unite, cei care candidează la funcții publice sunt în majoritate bărbați și femei mature, care vreme de 20-30 de ani au avut o viață profesională reputabilă. Ca avocați, economiști, profesori, academicieni, medici, oameni de afaceri, deci oameni și bărbați și femei cu șira spinării, care cunosc cum bate vântul, care sunt bine ancorați în lumea pragmatismului și a realității, iar după ce s-au primit profesional, simt o dorință interioară de a-și pune viața, experiența și cunoștințele în slujba publicului. Ei, la acest punct am ajuns eu în viață. Dacă îmi îngăduiți, vreau să vă spun, în Europa este chiar invers. În Europa, când cineva termină o școală prestigioasă, de exemplu în Franța, sau în România, o licență sau un doctorat în științe politice, la scurt timp, absolventul sau absolventa va intra într-un partid politic și va începe de la început. Deci de la vârsta de 25-24 de ani până la 60-65 de ani, persoana aceea va face carieră în politică. Fie fără ca persoana respectivă să aibă un simțământ al realității, ori să aibă un simțământ al pragmatismului, sau să știe cum să rezolve probleme. Îmi dau seama că vorbesc prea mult, dar mă opresc aici. Mai sunt și alte lucruri care vreau să le adaug, dar mă opresc aici. Nu, E, e interesant cum vedeți evoluția politică și poate... În felul acesta se explică și eșecul pe care îl experimentăm. Uneori spunem avem liderii pe care îi merităm, în contextul în care mereu îi criticăm sau suntem nemulțumiți de felul în care evoluează în țara noastră lucrurile. S-ar putea să fie adevărată această sintagmă, nu am făcut noi mai multe lucruri. Mă gândesc, creștinii, poate ar fi trebuit să ne rugăm să, pe lângă rugăciune, să avem o poziție publică mai pronunțată. Tăcerea nu e întotdeauna de aur. Da, este adevărat, dacă mă îngăduiți, ascultă discursuri politice în România, mai ales la politicienii mai tineri și ei dau citate din Edmund Burke și alți filozofi. Pentru mine, perioada lui Edmund Burke a trecut de mult timp. I-am studiat și eu în vremurile tinereții, ei scriu frumos, au idei interesante, dar Ceea ce România are nevoie și Uniunea Europeană este un simțământ al pragmatismului. În cazul meu, de mai bine de 23 de ani, rezolv problemele oamenilor. Sunt avocat, oamenii vin la mine cu probleme și îmi cer să le rezolv problemele. De aceea m-am implicat în, în promovarea valorilor, pentru că este un aspect pragmatic unde este nevoie de expertiză. Asta este, este expertiza mea. Uh, sunt convinsă că aveți uh, resurse și multe lucruri pe care puteți conta. Nu doar faptul că sunteți avocat. În timp ce povesteați de experiențele pe care le-ați avut reprezentând clienți defavorizați sau cazuri de discriminare sau oameni uh, care nu ar fi putut în mod normal să-și apere drepturile în fața unor companii prestigioase. Nu știu de ce am asociat această, această prezentare a dumneavoastră cu David înainte de a se confrunta cu Golia și care își amintea de oaia pe care a smuls-o din colții leului și a ursului. O experiență în care Dumnezeu fusese alături de el. În mod normal, nu prea smulge oaia din dinții leului, dar iată că David a făcut-o pentru că Dumnezeu a fost cu el. Și asociam acest exemplu cu ceea ce trăiți, sau urmează să trăiți. Veți intra într-un parlament Într-o Europa seculară și puternic secularizată, și America e din ce în ce mai secularizată. Dar veți pătrunde pe o piață în care. Um, nu știu dacă e propriu să spun că veți fi discriminat, dar în mod clar creștinii sunt marginalizați sau priviți uh, nu cu ochi foarte buni. Ne amintim de cazuri concrete de oameni care au îndrăznit în Parlamentul European să ia cuvântul și să afirme că avem o Europa creștină la origine și au fost sancționați. Cum credeți că veți fi privit dumneavoastră cu convingerile pe care le aveți? Uh, trebuie să afirm că uh, și creștinii din România sunt cetățeni ai Uniunii Europene. Și ei au aceleași drepturi ca și restul cetățenilor din Europa să își exprime punctul de vedere. Deci intenția mea este să prezint punctul de vedere al unor cetățeni, al unor persoane care uh, după Tratatul de la Lisabona, au dreptul să aleagă, să fie aleși, au libertatea de exprimare libertatea cuvântului și doresc și este dorința, intenția mea, să mă folosesc de toate drepturile disponibile într-o Europă care se numește o Uniune Europeană de drept pentru a promova perspectivele creștine, valorice în Parlamentul European. Voi fi sancționat, nu știu. Vreau să vă spun că în țara în care locuiesc și profesia care o am, suntem pasibili să fim pedepsiți de judecători dacă trecem limita când ne exprimăm în scris, ori în cuvânt. Adică, la Lim... ce limită? <laughs> dacă abuzezi de libertatea de a exprima pozițiile, poți fi sancționat. Eu nu am fost sancționat niciodată. Deci, cunosc care sunt limitele, cunosc ce înseamnă să fii un advocate, adică o persoană care pledează cazul unei persoane sau o cauză, în cazul meu intenționez să pledez cauza valorilor creștine. Valorile acestea creștine, dacă le spunem pe șleau, în mod clar sunt nu cățătorilor homosexuale, nu, împotriv, nu clar avortului, merităm pentru niște valori foarte clare cât de realist credeți că putem să le punem pe masa europeană aceste valori în care noi credem și să avem, să avem și succes? Da, îmi dau seama că există mult pesimism în, în mișcarea creștină privind valorile creștine la nivel european, dar vă îndemn să aveți curaj cât se poate. În Parlamentul Europei nu există numai un care număr de creștini. În Parlamentul Europei există multe persoane seculare care însă au o perspectivă care este numită eurosceptică. Adică persoane care nu văd cu ochi buni faptul că Parlamentul European caută să uniformizeze niște valori seculare la nivel european. Ei cred în suveranitatea națională, și de multe ori se face, au impresia că Parlamentul European își trece peste limitele autorității acordate de tratatul de la Lisabona, de exemplu. Și au atitudini împotriva unor rezoluții care trec dincolo de limită. Un exemplu specific este uh, raportul Estrela, care l-ați menționat dumneavoastră mai devreme și despre care foarte multă uh, lume din România știe, care a fost respins de două ori tocmai pentru că persoanele înclinate înspre valorile creștine au făcut alianță cu acești eurosceptici și împreună au adunat voturile necesare pentru a respinge acest raport diabolic, îl numesc eu. Plădeați pentru drepturile familiei și recent ați avut o reacție legată de intenția de introducere a educației sexuale în școli. Care este poziția dumneavoastră vis-a-vis -vis de această idee de a introduce educația sexuală în școli, chiar de la o vârstă foarte fragilă? Se presupune de la vârsta de patru ani educație sexuală. Cum o priviți? Într-un sens, sunt înclinat să spun că oareca, un oarecare tip de educație sexuală este potrivit de la o anumită vârstă. Pe de altă parte, sunt împotriva educației sexuale în școli așa cum ea este devizată în Bruxelles. Vă spun de ce, într-o oarecare măsură, sunt uh, în favoarea uh, unei anumite educații sexuale în școli. Pentru că de 40 încoace, de ani încoace suntem în o unei revoluții sexuale. Ori, cred că e mai bine ca ai noștri, copiii noștri, să învețe anumite aspecte despre viață intimă, sănătoase. Mai bine de la părinți, de la biserici. De la preoți, de la pastori, de la lideri de tineret, decât să învețe lucrul acestea dintr-o ideologie seculară, care nu are, de fapt, în vedere bunăstarea vieții intime a tinerilor. Pe de altă parte, sunt împotriva acestei întreduce educație sexuală în școli pentru că ea este devizată la Bruxelles, cum am spus, și promovează o ideologie sexuală total anticreștină. Ultima nuanță și cea mai radicală, care poate este cunoscută de foarte puțină lume, este că această educație sexuală a dus la confuzie sexuală la tineri. Am văzut niște sondaje de opinie recente în Statele Unite unde 11% din tineri afirmă de fapt că ei nu știu ce sunt. Băiat, ori fată. În urma educației sexuale primite. În urma educației sexuale, cum spuneți dumneavoastră. Și când citești astfel de rapoarte, ori studii sau vezi sondaje de opinie de genul acesta, te îngrozești. Atât la nivel emoțional, cât și la nivel rațional. Pe de o parte spui la nivel emoțional este imposibil, este de necrezut. Pe de altă parte, spui, la nivel rațional, cum este posibil, la nivel rațional, ca societatea să fie ajuns la acest punct în evoluția ei? Și cum spuneați dumneavoastră, opinia mea este că am ajuns în haosul acesta, tocmai pentru că la început ceea ce bănuiesc a fost divizat cu intenții bune, educația sexuală de acum, știu eu, 30, 40, 50 de ani, intenționată să promoveze abstinența și să prevină avortul. În ziua de astăzi a devenit un, un instrument de indoctrinare în depravarea sexuală pe care o, o, o vedem în Uniunea Europeană și în lumea occidentală în general. Sugerați atunci că ea nu ar trebui să aibă loc în școală sau că ar trebui să-i dăm o anumită culoare? Eu cred că, în primul rând, opinia mea este aceasta. Este mai bine ca educația sexuală să fie făcută în parohii și în biserici. Este un subiect sensitiv, îmi dau seama. Dar, cum spuneam mai devreme, în loc ca această educație să fie făcută de, într-un cadru secular, e mai bine ca ea să fie făcută, făcută într-un spațiu creștin și religios. De multe ori am impresia că noi, comunitatea creștină, reacționăm. În loc să deschidem orizontul noi și drumuri noi într-o anumită direcție. Deci cei care sunt împotriva noastră lansează o idee, lansează un concept. Noi reacționăm la acest concept. Că noi de fapt ar trebui să deselinim o goare noi, cum spune profetul Osea. Deci în domeniul acesta din nou socotesc că este bine ca bisericile, parohiile să fie în primul rând în promovarea unei educații sexuale bazate pe Biblie, pentru că chiar și Biblia are o ideologie sexuală a vieții intime, dacă, dacă vreți. Biblia spune clar, în Biblie e foarte clar, ceea ce este permis și ceea ce nu este permis. Ori, de partea seculară, ni se spune că ceea ce Biblia spune că nu este permis, este permis, iar ceea ce Biblia spune că este permis, ei spun că nu este permis. Sunt adevăruri pe care va trebui să le afirmați într-un mod foarte tranșant și din nou revin la, la discurs. Un discurs în care sunteți specialist, dar în același timp, teama mea, tot uh, ca, un, uh, ca o persoană care lucrează în domeniul comunicării, este vis-a-vis -vis de, de libertatea noastră, care va fi tot mai îngrădită de așa-numita corectitudine politică. Cum să-i spui păcătosului că este păcătos? Uh, cum să nu legiferezi o paradă gay sau să nu aprobi o paradă gay în centrul capitalei sau eu mai știu alte lucruri, vor deveni chestiuni din ce în ce mai sensibile, iar dumneavoastră veți fi în, în mijlocul acestor dezbateri. V-ați gândit, v-ați pus această problemă? <laughs> nu va fi prima dată în viață când voi fi în mijlocul unor astfel de, astfel de dezbateri. Le-am purtat de 6-7 ani până acum. Deci există aspecte juridice, aspecte morale, care pot fi folosite pentru a milita, pentru a argumenta pentru aceste manifestări și împotriva acestor manifestări. Frumusețea este că în Parlamentul European ai posibilitatea să prezinți aceste puncte de vedere, care trebuie luate în considerare, care trebuie votate. Să știți că bătălia nu este pierdută. Bătălia doar a început. Problema, din perspectiva mea, este că e doar acum că oamenii de bună credință, creștinii, încep să se trezească, să-și dea seama că un curent anticreștin se apropie și de România și începe să îi constrângă într-o anumită direcție. Din nefericire, cam așa a fost și în țara în care locuiesc. Creștinii americani s-au trezit mai mult sau mai puțin la realitate doar la mijlocul anilor 90. Și în anii 90 au făcut minuni privind stoparea sau încetinirea acestor manifestări. Mă politica s-a schimbat, decada anilor 2000 a adus un alt președinte și suntem în situația în care suntem. Deci, încurajez comunitatea oamenilor de bună credință din România, fie creștini, fie oameni seculari care încă cred în valorile tradiționale. Să aibă curaj, să aibă credință, pentru că se poate. E, e interesantă experiența pe care o aveți în Statele Unite. E clar că sunteți mult în față, vis-a-vis -vis de ceea ce se întâmplă acum în România. Sunteți în față nu doar economic și pe toate celelalte structuri, dar și în procesul de secularizare. Tocmai de aceea mă simt îngrijorată. Da, există un, un pas înapoi, există tradiția ortodoxă care e destul de puternică și care coagulează lucrurile într-un anumit sens, însă nu ne putem culca liniștiți pe aceste lucruri. Nu vom rămâne în acest stadiu. Cu siguranță vom face și noi pași și în direcția aceasta. Care credeți că ar fi mecanismele de rezistență? În primul rând, din punct de vedere creștin, natural este nevoie de credință, este nevoie de a sta în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă pot cita, pot cita din Biblie. Vă rog. Este îngăduit. Aveți Biblia pe, pe masă. Vă rog să-mi dați Biblia la 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 1. Preobiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă, ca o să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Deci pentru a supraviețui acest aparent cataclism sau mișcare antivalorică este important să ni se trezească mintea sănătoasă de care au vorbit înaintașii noștri. Pentru că și pe vremea lor nu a fost ușor să fii creștin, așa cum nu este ușor în ziua de astăzi, dar refugiul lor totdeauna a fost cuvântul lui Dumnezeu, înarmați-vă, de fapt, spune Petru, tot mi se pare în... Da, chiar aici textul. La 1 Petru, versetul, capitolul 4, versetul 1. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Deci formula, rețeta de supraviețuire sau de contracarare acestor manifestări antivalorice este să ne înarmăm și să stăm treji în mintea noastră creștină. Bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Crede, care credeți că va fi cea mai mare provocare pe care o veți întâmpina? A, pentru mine, în campanie sau în mm -hmm. viață? A, le leg de. nu neapărat de campanie. Sinceră să fiu, campania mi se pare, uh, doar drumul de la Palatul sau la câmpul de bătălie. Adevăratul Goliat va fi acolo după ce veți fi ales și veți ajunge în observat cum deja pentru mine au trecut aceste etape și deja vă văd în Parlamentul European. Cea mai mare provocare este acolo ce veți face, nu să ajungeți acolo. Din punctul meu de vedere, aproape rezolvați ajungeți acolo, ci după aceea, care va fi cea mai mare provo provocare pentru mine? Regret să vă dau un răspuns total nesofisticat, dar trebuie să spun că nu știu. Dar eu cred că într-o... Haideți să fim clari. Eu cred în ceea ce spune Psalmul 20. Mă, nu ne bizuim pe numele nostru, nu ne bizuim pe expertiza noastră, nu ne bizuim pe talentele noastre, nu ne bizuim pe oamenii care avem în spatele noastre, noi ne bizuim pe numele Dumnezeului nostru. Deci cu asta mergem înainte. Care va fi provocarea cea mai mare pentru mine, nu știu. Dar dacă Dumnezeu va îngădui să ajungem acolo, am convingerea că Dumnezeu deja ne-a pregătit și ne-a echipat să confruntăm aceste probleme. Cu siguranță că așa și este. Da, e interesant exercițiul acesta. Emisiunea noastră se apropie de final și aș vrea ca, înainte de a ne despărți, să, să le adresați un cuvânt celor care au urmărit discuția noastră. Aveți curaj, aveți credință, aveți curajul să ieșiți din tiparul zilnic al vieții. Vreau să vă amintesc de ceea ce scrie la Exod 3 cu 1. Și într-o zi, Moise a trecut cu turmele socului său Ietro, dincolo de pustiu până la muntele Horeb, virgulă, muntele Domnului. Deci într-o zi Moise, la 80 de ani, după ce 40 de ani a făcut același lucru din rutină, după 40 de ani a decis să iasă din șablon, din tipar, să treacă dincolo de pustiu, să ajungă în prezența Domnului. Și vreau să încurajez pe fiecare om de bună credință din România, în mod special pe cei tineri, lăsați în, urma voastră, lăsați în spatele vostru, cum spune și Pavel, această tradiție de gândire negativă și fatalistă care o simt chiar și eu în bisericile noastre. Mergeți înainte. Dumnezeu ne-a făcut cap, nu coadă. Aspirați să ajungeți în pozițiile cele mai înalte din societate, pentru că la asta ați fost chemați să fiți o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Am amintit recent într-o biserică, la șase-șapte săptămâni aducem copiii noștri fie să fie botezați, fie să fie binecuvântați în biserile evanghelice și rostim peste ei binecuvântările lui Dumnezeu. Nu uitați că acele rugăciuni Dumnezeu le ascultă și Dumnezeu veghează asupra vieții voastre, ca aceste binecuvântări să fie împlinite în 20 de ani, în 30 de ani, în 40 de ani, în 50 de ani. Am o dorință. Când mă întorc la Arat, săptămâna aceasta, sper să nu uit. Mă voi duce la tata și îl voi întreba, tată, spune-mi, te rog, ce rugăciun s-a rostit în viața mea când m-ați binecuvântat în ianuarie 1958. Hmm. Frumoasă încheiere, motivatoare. Emoționat în același timp, chiar dacă nu v-ați propus să stârniți emoție, ea face parte din viața noastră. Nu vă doresc, ci mă rog să aveți succes, pentru că rugăciunea e dincolo de dorință, o extensie a ei și știu că Dumnezeu va face mult mai mult decât îndrăznim noi și să visăm. Să aveți putere, să aveți curaj, să fiți binecuvântați și mai ales să, să rămâneți sare și lumină oriunde veți ajunge. Mulțumesc. Pași spre viață. Imaginează-ți Descoperă. Descoper. Caută. Trăiește. 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 Fi liber! Pași spre viață.